Vești bune pentru persoanele care doresc o carieră în sistemul sanitar. Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu, în parteneriat cu Spitalul Municipal Medgidia, a înființat o post-liceală sanitară. Școala cuprinde două clase cu specializarea asistent medical generalist funcționale din acest an. De anul acesta, la Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu, va funcționa și o școală post-liceală sanitară. Anul acesta cu două clase asistent medical generalist, clase așteptate, zic eu, de comunitate, pentru că fetele noastre și băieții noștri tineri, ca să urmeze aceste cursuri, era un efort, pentru ei era un efort deosebit material, ținând cont că se trebuia să ducă la Constanța, cursurile, drumul. Cetățenii consideră benefică ideea unei astfel de școli pentru că mereu va fi nevoie de personal medical. Pentru a mă autodepăși pe mine însumi, la un moment dat, și pentru viitorul copiilor mei, familiei. Este foarte bună, noi suntem cei din localitate, ne scutește cu transportul și e o meserie de viitor pentru noi și pentru societate în general. În primul rând că este o promovabilitate pentru orașul nostru, pentru mine, personal. Este benefică? Foarte benefică. Da? Păi n-ați văzut câte fete sunt care la un moment dat stau acasă. Cursurile durează 3 ani, iar studenții nu vor plăti taxă de școlarizare. Toți cei 56 de viitori asistenți medicali vor învăța în regim fără taxă, aceasta fiind suportată de bugetul de stat.